Cojile mandarinelor pot fi folosite în grădină. Cum se poate face insecticid din citrice? Cojile mandarinelor au întrebuințări multiple, atât în casă cât și în gospodărie. Înainte de orice, cojile mandarinelor trebuie să fie curate, îndepărtând substanțele toxice cu care ar fi putut fi stropite. Folosiți apă și săpun pentru a îndepărta orice alte substanțe, apoi curățați coaja. Aceasta poate fi uscată natural, la soare sau în cuptor. Îndepărtează afidele și furnicile. Coaja uscată poate fi folosită direct la scoarța copacului afectat de afide. Acești dăunători sunt foarte periculoși, iar coaja de mandarine nu va afecta cultura. În plus, puteți face o soluție cu ajutorul cojilor de mandarine. Pentru a obține soluția, veți avea nevoie de un litru de apă fiartă, amestecată cu 200 de grame de cojii de mandarine proaspete sau uscate. Amestecul trebuie să stea timp de 3 zile, apoi filtrat și diluat cu apă. La un litru de soluție, se folosesc 5 litri de apă proaspătă pentru diluare. O altă variantă este să adăugați și bucăți mici de săpun în soluție, având un efect și mai mare asupra dăunătorilor. Infuzia se stropește pe plante atunci când vremea este uscată, de 2 ori pe săptămână. În plus, cojile de mandarină puse deasupra trunchiului copacului îndepărtează furnicile. Cojile de mandarine sunt un bun îngrășământ natural. Cantitatea mare de azot din cojile de mandarine le transformă într-un îngrășământ bio-ideal pentru grădină. Astfel, le puteți folosi în realizarea compostului, ajutând la creșterea cantității de azot din sol. Cojile de citrice au un conținut bogat de sulf și de calciu, oferind solului nutrienți importanță necesari plantelor. De asemenea, cojile de mandarine mai pot fi folosite pentru realizarea unui odorizant de cameră natural. Pentru a obține odorizantul, folosiți cojii de la 4 mandarine, 3 cuișoare, un băț de scorțișoară și puțină apă într-o cratiță. Fierbeți amestecul timp de 10 minute, adăugați apoi un pahar de oțet. Amestecul se strecoară și se toarnă într-un recipient cu pulverizator. Astfel, puteți pulveriza odorizantul natural în casă.